Perioada cuprinsă între 20 și 26 octombrie este una modestă pentru cei care s-au născut în zodia Capricorn. Nici evenimente majore, nici succese fulminante, dar nici niște etape de încercare care să îi oblige să-și mobilizeze toate resursele. Răstimpul cuprins între 24 și 26 octombrie poate să fie perceput ca unul mai complicat la capitolul relații conjugale, mai ales în cuplurile unde lucrurile scârție se pot instala, interiorizări, nemulțumiri, rumegări de idei sau pisarea aceleiași idei la nesfârșit, obsesia unui fapt, al unui detaliu, al unui cuvânt, al cărui sens vor să-l deslușească. Dar nu este obligatoriu să se petreacă aceste lucruri cu necesitate, nu se întrunesc condițiile pentru ca acest aspect astral să fie unul care să-i vizeze direct și în totalitate pe Capricorni. Se poate spune că ceea ce se petrece pe casa 11, locuită de zodia Scorpionului, este în continuare, până la un punct, la latitudinea nativilor din Capricorn să se concretizeze sau